Știm că abia aștept să vezi videoul pe care ai intrat și tocmai de aceea te vom reține preț de doar câteva secunde ca să-ți prezentăm pe scurt noul proiect marca Marius Ghidel. Acest proiect este compus din ceea ce vedeți acum pe ecran, o serie de tablouri absolut deosebite, reprezentând citate de ale lui Marius, care au avut un impact profund asupra cititorilor, citate acompaniate de flori și texturi superbe. Tablourile au fost create de către Valentina Bădianu, o artistă din Sibiu, și s-a depus multă muncă în ele. Sunt peste 50 de modele de fundaluri diferite din care puteți alege, 10 modele de flori, 2 culori de text și ramă, deci în total 1000 de combinații posibile pentru fiecare citat, ca să vă creați propriul tablou perfect pe comandă. Tablourile sunt create din materiale de cea mai bună calitate. Printul și hârtia sunt cele mai bune pe care le-am putut găsi. Textul este de tip folio, strălucește în funcție de lumină. Sunt necesare 4 treceri cu o tehnică specială pentru a putea obține acest efect. Avem un passepartout, acea margine albă care îi conferă un aspect unic și rama este printre cele mai bune pe care le-am găsit. În prețul final este inclus și transportul în țară, cutia, ambalarea și taxele. Perfecte pentru propria locuință, locul de muncă, birouri mari sau pentru a fi oferite cadou cuiva drag. Vezi detalii în descrierea acestui video despre cum îți poți personaliza și comanda și tu tabloul perfect acum. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața! Bună dimineața, dragi suflete! Iată că suntem la conferințele ce vor femeile, ce vor bărbații, întâlnirea a doua. De data aceasta, în zorii dimineții, ne-am mobilizat pentru că astăzi Marius o să aibă un eveniment foarte important, lansarea sa de carte de la Sala Dales, de la ora 15, unde va fi invitat domnul profesor Dumitru Farcaș. Dan Farcaș. Dan Farcaș și Gheorghe Iov, maestru care cântă la orgăm. Bun. Păi, aseară, spre încheierea videoului nostru, tot am vorbit despre te rog, arată-mi că mă iubești, ce dorește un bărbat de la o femeie. De fapt, se arată că îl iubești. Și acum, când am deschis cartea cărților, ce vor femeile și ce vor bărbații, care arată așa, la mijlocul paginii, scris cu majuscule, scria te rog, arată-mi că mă iubești. Da. Marius, să știi că nu te mai vedem. A apărut sigla. Bun. Până o să vină întrebările pe chat, o să încep eu să adresez întrebări și așteptăm întrebările pe chat. Deci asta este dorința unui bărbat. De fapt, te rog, arată-mi că mă iubești. Și aici spuneai foarte frumos, Marius, că pe el îl atrage feminitatea și dragostea noastră, smerenia și noblețea noastră, delicatețea și frumusețea interioară. Așadar, dragi femei, nu contează vopsitul, exteriorul, operațiile estetice care nu au niciun sens, pentru că bărbatul simte de fapt interiorul. Cum e cu asta, Marius? Ne poți? Mai mult decât atâta. Da. Feminitatea pentru bărbat înseamnă supunere și ascultare. Este lucrul cel mai important. Deci el percepe femeia care nu se supune ca de fapt fiind un bărbat. Și luptă cu ea tot timpul. Deci feminina este doar femeia care este supusă. Asta e caracteristica esențială. Pentru că supunerea înseamnă iubire. Deci nu, de aici se vede foarte clar că nu ne place să iubim. Iubirea este lucrul cel mai complicat și mai neplăcut din lume. Îl urâm. Noi urâm iubirea. Foarte puțin, unul la milion, dacă este capabil de iubire. Nu. Eu mă refer la iubirea față de cel care te deranjează. Deci noi nu putem să-l acceptăm. Îl urâm. Acolo se măsoară nivelul de iubire, deci de iubire divină. Iubirea în familie, dacă nu este divină, familia se descompune, adică nu funcționează. Deci ca să funcționeze trebuie să existe iubire divină. Dacă să existe iubire divină, trebuie ca femeia să dea primordialitate bărbatului, pentru că el este întâiul.
Lumea este secundară, ea a fost făcută dintr-o coastă a lui. Asta arată că este secundară. Eu, la venirea pe pământ, la primul Adam, nu am văzut femeie. Nu știu când a apărut, de unde a apărut, abonăm. Wow, Nu am era văzut doar nicio el. femeie. Da, nu știu. Deci, într-adevăr, primul care a fost pe pământ, creat, a fost bărbatul. Pentru că bărbatul este cel care inițiază creația, este asemănător cu Dumnezeu. Da. Și în foarte multe caracteristici ale lui seamănă cu Divinul. Are blândețe, bunătate, îngăduință, înțelegere, spirit de sacrificiu, de jertfă, de sine, lucruri pe care femeia nu le are. Da, femeia care are atât de multă energie ar trebui să fie iubită orice ar fi și nu este. Problema este că ei, de fapt, nu se întâlnesc decât sexual. Atât. Dacă bărbatul nu are aceste dorințe, femeia este capabil să-l lase imediat, pentru că ea pune plăcerea pe primul plan. Da, și asta este. Femeia nu apreciază un bărbat care este cu minte, un bărbat care este smerit, pentru că acela nu poate să o chinuiască. Acela nu îi aduce suferință. Adică acela nu are forță să se reducă din nivelul de orgoliu. Deci numai bărbatul care poate să o chinuiască, numai pe acela îl iubește. Deci dacă bărbatul nu este capabil să se comporte urât cu ea, nu iubește. Pentru că ea îl percepe neviabil. Femeia are în ea niște programe ancestrale foarte vechi, care au fost construite pe situația în care bărbatul, de-a lungul timpului, mii de ani, a avut forță fizică. Ea, în continuare, îi este teamă de acest bărbat, are programele din spate de teamă, de frică, și e frică doar de forța lui fizică. Din cauza asta, ea a dezvoltat milioane de strategii care, având în spate suportul unei energii mari de 80%, aceste strategii sunt foarte, foarte puternice, depășesc forța lui fizică. Deci bărbatul folosește forța fizică rare ori, în măsura, pe nivelul ei de orgoliu. Cu cât orgoliul este mai mare, cu atât Dumnezeu va folosi bărbatul corector mai intens împotriva femeii. Rolul bărbatului și al copiilor este de continuu, toată viața, este de a smeri femeia. Adică, în măsura în care femeia își zdrobește inima, adică este înfrântă cu inima, în măsura aceea, ea va fi iubită de bărbat. Ei, bărbatul nu poate să accepte o femeie masculină lângă el. Asta este foarte important de înțeles. Da. Da, ai și scris aici că bărbatul fuge de masculinul din femeie. Cum, de exemplu, o femeie arată foarte bine, machiată, aranjată, operată și așa, el simte, nu, acea masculinitate din ea. Degeaba arată ea în exterior toate chestiile astea care cred că o fac feminină. A spus, el are un scanner în el, când merge pe stradă știe precis care femeie este, îi poate asigura siguranță în viață și nu îl înșală, se ia după, imediat după înfățișare, pentru că femeia este transparentă, nu poate să ascunde ceea ce este ea, știi? Și el se uită la înfățișare, la aspectul ei și cum se prezintă,
și știe foarte clar ce trebuie să facă. De aceea, Nichi a făcut odată un experiment, s-a dus la metroul de la Unirii, acolo în subsol, unde sala metroului de așteptare, și a stat nu știu câte ore, a zis el o zi întreagă, nu mă țin minte, și a abordat femeile ca să vadă care dintre ele cad pradă sau nu. Și a zis că peste 95-98% dintre femei au căzut pradă. Dar el s-a dus mai la femeile care se îmbrăcau atrăgător sau se aranjau. Și nu a ratat niciuna. Deci asta dovedește că, într-adevăr, femeia semnalizează. De fapt, ea este cea care se duce. Nu bărbatul face seducția. Femeia întâi arată prin comportamentul și prin îmbrăcămintea ei, prin aspectul ei, arată ce vrea și atrage bărbații. Întotdeauna trebuie să înțeleagă că femeia, ca să se îmbracă frumos și atrăgător, va atrage prădător. Niciodată, dar niciodată nu va veni un bărbat cu minte sau serios, pentru că pentru acela ea îi poate produce nesiguranță și îl poate înșela oricând. Deci, de obicei, bărbații serios sau curați la suflet evită femeile frumoase, fug de ele. Pentru că oricând se pot întoarce împotriva lor. Da. Pe de altă parte, femeia frumoasă are și o forță masculină în ea, poate să îl are putere, are calități prin care poate să conducă sau să obțină ceea ce vrea sau să forțeze bărbatul. Deci de la farmecul exterior până la calități de luptă, pentru că își permite să l-a dezvoltat. Și în general, ce femeie le are aceste arme, le are în spate, în fundal, înscrise în gena ei de mii de ani, dezvoltate mii de ani, și însă dacă are atu frumuseții, le va folosi pe toate. Oricând. Deci o femeie frumoasă este o femeie extraordinar de puternică. Deci poate să obțină de la bărbat orice și poate să îl înduplece sau poate să îl calce în picioare când vrea ea. Este conștientă de această putere și o poate folosi oricând ca o armă secretă. Da, deci unei femei frumoase nu poate să facă față decât un bărbat care este extraordinar de puternic. Puternic însemnând calități ale sufletului. Și una dintre cele mai importante calități ale sufletului o reprezintă indiferența. Deci acel bărbat care poate să fie indiferent, să-și bade de treaba lui și să nu-i acorde toată atenția, numai acel bărbat este iubit de femeie. Este apreciat de femeie. Pentru că, am spus și ieri, trebuie să îi lasă un spațiu ca să poată să se desfășoare. Un spațiu de indiferență. Pentru că indiferența îi dă femeii prospețime. Adică și relații în sine îi dă prospețime. Mereu este nouă, mereu este inedită și femeia, având foarte multă energie, ea trebuie o viață întreagă să cucerească bărbatul. Deci relația în care femeia nu cucerește bărbatul nu rămâne, nu e stabilă. Deci bărbatul poate să înfrângă toate aceste arme atât de rafinate pe care le-a dezvoltat femeia numai prin indiferență, prin neatenție, prin lipsă de grijă. Adică trebuie să nu-i facă toate voile, trebuie să nu-i acorde toată atenția, nici să nu asculte, să nu-i dea voie niciodată să spună părerea. El trebuie să fie autoritate supremă, așa cum este Dumnezeu în sine. Dumnezeu face întotdeauna ce vrea el, așa și bărbatul trebuie să facă ce vrea el. Iar femeia, chiar dacă bărbatul
vine după 2 ani de zile acasă, nu poate să ceară nimic. Este exact situația pe care a avut-o Cristina din grup, doamna din grup, în care bărbatul a plecat 2 ani de zile de acasă și ea ne-a spus că simțea că nici măcar în gând nu putea să-i ceară socoteală, pentru că imediat ar fi plecat. Deci nu și-a permis nici măcar în gând să întrebe nimic. Și atunci a învins. În momentul în care soțul ei a venit cu o doamnă acasă ca să poată să declare că divorțează, ea i-a primit ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Și vedeți seama ce a fost în ea atunci. Da. Și s-a comportat fără să aibă niciun fel de pretenție, era pregătită pentru orice afirmație. Și atunci soțul ei n-a mai putut să spună nimic. Pentru că adevărata forță, adevărata putere o are cel care nu intervine. Acela este cel mai puternic în lume. Deci, cel care este gol de sine, fără așteptări și fără pretenții, acolo este puterea cea mare. A știut lucrurile acestea pentru că ani de zile a studiat cărțile Sfinților Părinți. Ați Dar ascultat-o, nu da. oricine, nu oricine studiază. Prima tendință a fiecărei femei este să ceară socoteală, să intervină, să lupte, să se apere. Dacă vă uitați la înregistrările de acum, a fost o nouă mărturisire a lui Alice, nu? Vulnerabilizarea ei la tabăra de la Râșnov. Și acolo, când a repovestit din nou ce s-a întâmplat cu soțul ei, când era hotărât să spună, da, i-a și spus, eu plec de acasă. Și i-a zis, vai, prima dată, prima reacție, a avut să lupte nu știu, să reziste, să reacționeze. Și el i-a zis, dar nu mai spune că mă iubești. Da. Avem o întrebare pe chat. Cine va alege de fapt? Femeia fiindcă bărbatul seamănă cu tatăl ei sau bărbatul fiindcă femeia seamănă cu mama lui? Sau a treia variantă, fiecare reciproc în funcție de nivelul egoului din fiecare? Nici una, nici alta. Se alege după sex. Deci, femeia apreciază bărbatul cât de potent este. Atât. Deci, în spatele femeii, nici nu putem să o acuzăm în mod punctual. Noi vorbim aici așa, linii generale, dar, în schimb, ar trebui să descrim natura. În spatele femeii este natura care vrea să-și multiplice șansele și nu este interesată de regulile sociale sau de morală, morala religioasă. Din cauza asta, femeia calcă foarte ușor în picioare morala religioasă. Culmea. Ea are impresia că este foarte credincioasă, dar este cea care nu este deloc credincioasă. Iar bărbatul care nu se duce la biserică, da? Și ea zice că este necredincios, prin bunătatea, blândețea și îngăduința lui, el este infinit mai credincios decât femeia, chiar dacă nu are niciun habar cu biserica. De-aia mai spuneam că cel care este ateu este mult mai credincios de cel care se declară că este credincios pentru că el nu cere socoteală și nu vrea să-l corecteze pe celălalt. Adică nu se ridică pe sine, nu se crede special deosebit. Așa zis și credincios este o agresivitate cumplită, extraordinar de mare, cum nu ai văzut. Din cauza aceasta, acum, în noua lume nouă, se ia această măsură de unire a bisericilor și schimbare a accentelor din cărțile sfinte, pentru că omul folosește religia ca o armă și devine inuman, adică intransigent, crud, are crud, capătă cruzime. Își cere socoteală, vrea să te schimbe, luptă cu tine, vrea să te calci în picioare. Agresivitatea pe care o are verbală seamănă cu dorința de a ucide. În momentul în care te-a atacat, după criteriile Sfinților Părinți, omul care atacă la persoana și cere socoteală este diavol. Deci tocmai ăștia care zic că sunt credincioși pentru că cer socoteală, sunt de fapt cei care sunt diabolizați, iar cel ateu care te îngăduie așa cum ești greșit, pentru că asta este definiția smereniei și a prezenței lui Dumnezeu,
în noi, sufletul te lasă greșit, nu intervine niciodată și nu vrea să te schimbe. Deci nu are nevoie de iubire. Da, nu te corectează. Cel care te corectează și vrea să te supună, să arate cât este el de deștept și cât de superior este el, acela este diavol deja. Deci, în noua lume nouă, tocmai aceștia care sunt așa de cruzi, au o cruzime așa de mare, sunt cei care sunt candidați la extinție în masă. Sunt primii care sunt următoarele rânduri care urmează acum la extinție, pentru că ei, neavând credință, au frică. Le e frică de moarte. Și ascultă și crede în toate minciunile care li se spun și este normal. Unul dintre stăpânii la lume zice așa că intrăm într-o perioadă de extinție generală la nivelul Pământului. Nu o să îi omorâm pe toți în sensul că nu o să îi punem la zid să îi împușcăm. În schimb, le vor spune niște minciuni în care ei cred și se vor arunca singur în prăpastie. Acest lucru se întâmplă. Deci este o cernere, exact cum spunea Arsenie Boca, vă vor cerne și nu se va opri decât în momentul în care toată agresivitatea aceasta, pentru că noi, acești oameni care au agresivitate, sunt cei care ne-au luat energia. Din cauza asta, omenirea nu mai are energie. Sunt cei care sunt atașați de materie. Chiar dacă zic că nu sunt atașați, că țin post, că ei sunt credincioși, ei sunt, de fapt, cei mai necredincioși. Pentru că adevăratul om care are credință, își dovedește credința prin fapte. Adică este îngăduitor, bun și blând la infinit și asta e suficient. N-ai nevoie ca să faci rugăciune ca să ajungi bun sau blând sau să fii supus. E suficient să te supui, că dacă nu te supui, te rogi degeaba, se anulează tot. Părintele Cleopa spunea, sunt 8 tipuri de rugăciuni, dar facem aceste rugăciuni ca să ajungem să atingem supunerea, ascultarea, slujirea celuilalt. Păi ce, poți să să slujești de la început. Pentru că noi în momentul în care ne rugăm, nu slujim. În timpul acela ne-am putea duce să slujim la cineva. Deci în timpul acela noi nu facem ceea ce trebuie să facem. Pentru că nu ne convine să fim ca Iisus. Este lucrul cel mai urât posibil. Noi fugim de Iisus continuu. Fugim, spre exemplu, femeia se îmbracă frumos, atrăgător pentru ceilalți bărbați, nu pentru bărbatul ei. Asta înseamnă că pune rimelul, rujul de buze, îmbrăcămintea atrăgătoare mai presus decât lipsa lor care este Iisus. Deci Iisus este batjocorit. Este înjurat prin comportamentul respectiv. Apoi omul care și-a o mașină mai frumoasă îl înjură pe Iisus. Omul care are o casă mai mare decât îi trebuie, la fel face. Și asta fac majoritatea populației. Deci noi fugim de Dumnezeu pentru că îl percepem ca ceva greu de urmat și care ne produce pierderi. Pentru că noi nu mai putem să avem o casă mai mare, mai frumoasă, să ne plimbăm în toată lumea și să ne distrăm. Noi considerăm viața ca o continuă distracție. În cauza aceasta, acești oameni nu au nicio șansă să urce lumea de dincolo, pentru că forța de ascensiune în lumea de dincolo nu îți dă decât înfrânarea și dăruirea. Deci fără restrângere de sine și fără dăruire, noi nu avem forță să urcăm dincolo. A scris aici Corina, apropo de discuția care a fost mai devreme, că exact așa îi spune și soțul ei, că ea ar trebui să vină spre el și să-l curteze. Cum este Marius cu situația asta? O femeie trebuie să meargă, de exemplu, dacă ea nu e căsătorită, nu este într-o relație, ea trebuie să meargă spre un potențial partener să-l curteze? Sigur că da, dacă îi place, ea trebuie să meargă. Păi da, dar lumea asta modernă spune total pe dos. Păi special spune pe dos ca să oprească, să taie familia, să nu se mai nască copii. Este o armă. Deci trebuie să înțelegem că aceste concepte care ne sunt introduse în cap sunt de fapt arme. La fel cum este rujul, cum este rimelul, cum sunt cremele, sunt arme. Cum e îmbrăcămintea frumoasă, e o armă. Energia s-a dus. Este luată energia din bărbat și e făcută legumă. Ca să nu poată să creeze o familie unită,
să nu poate să nască copii. Lucrurile astea sunt știute. Deci am citit într-un anuar al Academiei Americane de Medicină, unde vorbea despre bikini, adică despre modă. În momentul în care femeia a fost despuiată, atunci a scăzut potenția la bărbați. Deci, în acel articol spunea că în 1997 testosteronul era 90 și, nu știu, 99%, iar în 2017 a ajuns la 45%. Deci au omorât. Jumate din populația care putea să se nască nu s-a mai născut. Deci forța este colosal de mare. Femeia este transformată într-un fel de bombă care ucide omenirea. Deci Ea eu nu știe asta, că dacă îi spune femeie seara în sus, cum adică să nu mă prezint așa, cum pot eu să intru, să merg eu printre oameni? Nu, poartă-te așa cum se poartă evrei. Acea parte din evrei care sunt religioși și care sunt milioane și se poartă cu decență. Și eu mereu mă întrebam, ei de ce se pot purta așa și de ce ne îndeamnă pe noi să nu ne purtăm așa? De ce pentru noi există fabrici de cosmetică și îmbrăcăminte frumoase, pentru ei nu există așa ceva. și conduse tot de ei. Da, și parcă sunt extraterestri, parcă sunt, când te duci în orașele lor, nu se vine să crezi că există așa ceva. Decență, bun simț, smerenie, Dar și frumusețe combine. pe care nu o vezi niciodată, nici nu știi că, nici nu poți să se închipui că există așa ceva pe pământ, parcă sunt extraterestri. Da. Deci, concluzia este că nu este că societatea spune, păi cum să te duci tu spre un bărbat, că dacă te duci tu spre el, vorbesc de o femeie care nu e într-o relație, care este la început, când cunoaște un bărbat, societatea spune, păi dacă te duci tu și îl curtezi, el te desconsideră, nu te apreciază, deci spune exact pe dos. Uite, exemplu clar este cu TikTok. TikTok în China, că am văzut articol acum 2-3 Da. zile, TikTok-ul din China îndeamnă tinerii la decență, să învețe, să studieze, deci numai lucruri serioase care ajută la dezvoltarea lor. TikTok-ul pentru Statele Unite și pentru Occident îi îndeamnă la destrăbălare, să se îmbrace frumos, să se rujeze, să se aranjeze, să facă sex. Deci, pentru ăsta sunt arme. Arme. Un festival de muzică rock este o armă. O îmbrăcăminte frumoasă este o armă. Nu sunt lucruri de acolo. Ele mișcă energie. În momentul în care pantalonii la femeie sunt o armă de distrugere a bărbatului. Pantalonii la femeie distruge. Și pe cel de acasă pe care l-ai tu, îi ia din energie. Pentru că femeia imediat în pantaloni va căpăta caracteristici masculine și va intra foarte ușor în luptă cu el. Pentru că ea devine bărbat automat, ca o vrajă, așa, știi? Ca în bază, de campo și a luat în pantaloni, a devenit, cum zice acolo, baba cu lanța, ghionoaie sau Ghionoaie, scorpie. scorpie cu trei capete. Da. Dar Da? e foarte interesant că și eu am purtat foarte mult timp pantaloni și după aia am început să-mi pun rochii, deși nu simțeam și tot purtând, tot purtând am ajuns să nu mai pot să port pantaloni. Deci de aia de în interiorul meu nu m-a fost și nu m-a rochii. Deci e tot poate perioada aia de tranziție un pic la început și după aia gata, se integrează în tine. Da, ne spune aici Diana, corect, nu ai nevoie să mergi la preot să spună că ești păcătos când tu singur deja știi că ești păcătos. Superb! Când tu te compoți deja ca un păcătos. Dar este așa de variat, deci tot ceea ce este plăcut și atrăgător este îți ia din energie. Spre exemplu, te uiți la un film cu crime. Filmul ăla e o armă împotriva sufletului tău. Adică tu îți lovești sufletul cu filmul acela. O muzică din asta stridentă, care depășește, spunea o doamnă aici, de armonia frecvențelor, nu? La muzica lui Verdi. Sunt arme de distrugere a câmpurilor noastre. Noi suntem înconjurați de atacuri continue, dimineața până seara. Ne mai și atacăm singuri. Că în momentul în care nu mergi pe jos și alegi ușorul, deja îți pierzi energia subtilă. Deci tot ceea ce este plăcut îți ia din viață. Trebuie să te ferești de tot ceea ce vrea omenirea aceasta, pentru că toată omenirea merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care au fost trimiși pe pământ, așa cum spunea îngerul meu. Eu nu înțelegeam atunci despre ce e vorba. Dar uite, acest lucru se întâmplă. Că dacă te uiți în jurul tău, de la copiii tăi până la toată lumea, întotdeauna
omul cade pradă acestui mecanism de abator, al abator uman. Deci omul este tocat acolo și e făcut chisăliță. Deci, practic, ascultăm o muzică cu frecvență joasă din punct de vedere energetic, doar că o ascultăm, ne mănâncă din energie, ne ia din energie. Cu filmele la fel, cu știrile la fel, cu reclamele la fel. Ei, să știi, când au niște mesaje din acestea, se adresează mulțimii, pentru că mulțimea este dispusă să le accepte, pentru că nu are cultură, nu are interes, nu înțelege despre ce e vorba și foarte ușor preia aceste modele. E foarte ușor manipulabilă prin modă, spre exemplu. Extraordinar. Prin parfumuri, prin toate elementele de astea de estetică, cremă și mai departe, prin coafură. Deci este extraordinar de ușor manipulată. Prin cultură, o cultură decadentă. Da? Și mereu se prezintă toate lucrurile care nu au valoare. Exact. Popoarele au dezvoltat, ca să poată să supraviețuiască, au dezvoltat o cultură fundamentală, dar aceea o găsești rare ori la țară, dacă o mai găsești. Da. Și cu asta ei atacă ca să poată să distrugă stabilitate, siguranță, o atacă la țară, atacă tradițiile, atacă familia, atacă viața spirituală, pentru că în modul acesta omul nu mai are pe ce să se bazeze și atunci el e pierdut în spațiu, acceptă tot ceea ce îi se dă, fără discernământ. Da. Deci o doamnă ne scrie că a făcut cursuri de feminitate și ascultându-te pe tine, își dă seama că sunt total invers. Tot așa îl omora pe... tot așa le încurajează la aceste cursuri să-l omoare pe bărbat, adică total invers față de ceea ce spui tu. Da, Kill the Man. Sunt site-uri specializate și mai ales tinerii aderă la tinerele, femeile, fetele. Aderă, de au ajuns să-i desconsidere pe tineri, pe băieți, să aibă o agresivitate cumplită, cum bărbații nu au. Bărbații nu sunt așa de agresivi. Și sunt uimiți, nu le vine să creadă. Și din cauza asta îi fug, au ajuns bărbații să căsătorească cu fete de la țară. Da. Pentru că nu mai se pot baza. Femeia care are facultate, are studii, o poziție importantă în societate, nu te poți înțelege cu ea, este imposibil. Acea femeie nu va avea familie, va sta singură. Da. Aici spune Diana, foarte puțini sfinți părinți încurajează iubirea orice ar fi. Da, pentru că și ei au la aceeași educație, au primit-o de la părinții lor, în care au fost tot timpul îndemnați să caute plăcerile vieții. Acest model îl văd peste tot, nu la școală, acesta de concurență, de a lupta cu aproapele tău, părinții, societatea, toată lumea le-a oferit un model de luptă ca să poți să învingi, să arăți mai bine, să fii mai bun, să fii mai deștept și lucrul acesta nu numai că stresează, dar nu acesta e sensul vieții. Nu spre mai mult bine în sus trebuie să meargă omul, ci spre mai puțin bine pentru sine în jos, spre împuținare, simplitate, modestie și smerenie, acolo este Dumnezeu. Deci nu este mai mult. Când nu mai ai ce să pierzi, atunci pornește fericirea care este natura ta, pentru că nimeni nu mai are ce să-ți ia. Dacă nu mai ai teamă și frică și nu ai ce să aperi. Când nu mai aperi nimic, atunci ești fericit cu adevărat. Deci nu a avea o mașină mai frumoasă este important, ci a nu avea o mașină frumoasă deloc. Corina ne scrie aici că ea locuiește în Belgia și poate confirma că în Anvers, care este orașul diamantelor și al evreilor, aceștia sunt toți îmbrăcați la fel, merg pe bicicletă, au magazinele lor, la fel este și la Bruxelles cu arabii, femeile lor sunt de obicei îmbrăcate cam la fel. Da. Ceea ce discutam mai devreme. Că sunt simpli și modești și de fapt conduc lumea. Bun.
Vreau să citesc aici, până mai vin alte întrebări, un paragraf care mi s-a părut foarte interesant. Femeia se supără și este nemulțumită dacă bărbatul ei nu face ceea ce vrea ea. Se înfurie pentru că el nu vrea și nu poate să fie preș în fața ei. Ea vrea să-și impună părerea, de aici conflicte fără capăt. Astfel dispare bărbatul din casă, că nu mai este nevoie de el și dispare și din realitate, își pierde bărbăția și virilitatea. Deci, în momentul în care o femeie face scandal în casă și este agresivă, îi spune bărbatului că nu mai are nevoie de el, un Da, conflict. da. De fapt, e atac la divin. Vrea să-l omoare pe bărbat să scape de el. Deci orice ceartă împotriva bărbatului și critică este dorință de a-l omorâ și vrea să arate că nu are nevoie de el, că poate să trăiască, să descurce și singură și este o desconsiderare a lui Dumnezeu. În același timp îi scade și potența. Bărbatul nu se mai simte atras de această femeie și încearcă să fugă de ea. Da. Și ai scris aici, iubirea, smerenia și dăruirea sunt raiul. Ce frumoasă este femeia supusă sau smerită. Iubirea, smerenia, dăruirea sunt raiul. Dar cine vrea raiul? De ce nu vrem raiul, Marius? Ce Pentru vine? că îl percepem ca o greutate și ne aduce pierdere. Pentru că suntem pe dos. Da. Noi vrem, considerăm viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul nostru și ea nu este asta. Este invers, să nu adaugi satisfacții la corp, pentru că corpul reprezintă 0,53%, deci nu poți să faci totul pentru partea cea mai mică. Este o nebunie. E ca și când ai face totul pentru haine. Corpul este o haină. Deci nu poți să faci totul pentru haine, trebuie să faci totul pentru partea care este dominantă, care este sufletul. Uite, aș vrea să întreb ceva pe Diana și pe Corina. Cum au ajuns ele la această învățătură? Corina. Eu întâi l-am citit pe domnul Lazare și tot ce am citit acolo, cu tot ce am citit acolo am rezonat și apoi nu știam ce să fac, cum să aplic. Și apoi ați apărut dumneavoastră și am cumpărat cărțile dumneavoastră și le-am dat cadou. Nu le-am citit eu. Am cumpărat Shangri-La și Frumusețe în dar și le-am oferit cadou. Una am oferit-o cadou surorii mele și una unei prietene. Și sora mea a citit, cred că Shangri-La i-am făcut ei cadou și mă suna și îmi povestea din Shangri-La. Și s-a luptat foarte mult să citească cartea. De multe ori a lăsat-o deoparte și apoi a avut momente când îmi zice, nu vreau să o termin. Că se termină îndată și zice, nu vreau să termin cartea. Și vorbeam despre de ce am spunea din carte și ziceam, zic, da, așa spune și Lazare, da, așa spune și Lazare, da, seamănă cu ce spune Lazare. Și după aia am găsit pe internet și nu știu, am găsit pe internet unde spuneați cum să facem exact, cum punem în practică. Eu atunci am rezonat cu ceea ce m-am găsit pe YouTube, am găsit binariile astea cu multe persoane, deci nu unde vorbiți doar dumneavoastră și povestiți din Shangri-La sau din cum vorbiți cu Gabriela sau așa și doar discutați din carte. Ci sunt femei, binariile acelea în care vin femei și spun, măi, eu am făcut așa cu soțul meu, eu am făcut așa cu familia mea, la mine a mers, s-a întâmplat asta și s-a întâmplat. Și atunci eu am rezonat foarte tare și am căutat tot mai multe binarii și acum pot să ascult și prezentările cărțile sau doar prezentări așa, dar cel mai tare rezonez, uite, exact cum am ascultat și ieri binarul cu Alice, în care a povestit despre soțul ei sau. Și atunci am rezonat, zic, măi, femeia trebuie, asta am înțeles eu, femeia trebuie să se supună bărbatului, căci bărbatul este Dumnezeu în casa ei. Și el, prin bărbatul din casa ta, vorbește Dumnezeu. Și eu atunci am zis, zic, da, păi am atâția ani, atâtea am încercat și atâtea citesc și sunt citită și învățată, dar nu înțeleg nimic, nu știu, nu se întâmplă nimic în casa mea, cu mine.
eu nu eram mulțumit, eu nu, ego-ul meu nu este mulțumit de mine, de dinamica poate din familia mea. Și zic, trebuie să fac ceva, să fie armonie. Asta doresc eu. Și zic, cum să fac? Și în plus că am și în spate tot bagajul familiei, boli, sinucideri și toate alea și zic, mă, ceva nu e bine că femeile astea din familia noastră au făcut lucrurile astea, ceva nu... Trebuie să... Eu nu vreau la același lucru și pe familia mea să cadă. Eu trebuie să fac ceva. Și așa am rezonat cu asta. Și Acum atunci s-a schimbat ceva în familie la tine? Păi da, mă schimb eu. Mă schimb eu și tac din gură și acum înțeleg de ce am bărbatul pe care l-am. Și încerc să nu mai comentez nici interior și mai mult nici exterior, că poate exterior am așa o involuntar comentez, dar îmi trece repede. Nu stau să mă gândesc prea mult în interior sau să rume. Domnule, asta e și mergem mai departe și încercăm din nou. Supunere și slujire pe Dumnezeu din față și ascultare pe Dumnezeu din casa ta. Și am observat că nu, la mine este ego-ul și orgoliul sunt foarte mari. Și de ce? Că da, eu zic, hai, fac ascultare soțului, dar mai este și vorba aia românului, zici ca el și faci ca tine și toate alea din popor. Și m-am observat că ego-ul trișează, trișează. De exemplu, printr-un lucru simplu, la metrou mă grăbeam foarte tare și a venit un bărbat înspre mine și eu, în loc să mă dau deoparte să-i fac loc, făceam așa. Hai, cine trece? Pe unde ne strecurăm să... Și zic, ia uite, după ce am trecut de bărbatul ăsta, care până la urmă s-a dat și el deoparte sau așa, nu mai rețin. După aia m-am dat seama, zic, uite, a venit Dumnezeu în fața mea și eu, în loc să mă dau deoparte să-l las să treacă, eu repede, repede, eu să ajung la metrou, eu să fiu prima, eu să că întârzi, eu că nu știu ce. Și zic, asta înseamnă că eu sunt încă pe poziție de luptă și încă pe poziție de contră. Deci trebuie să lucrez la mine. Așa. Mulțumim frumos, Diana. La fel ca toate celelalte doamne de pe grup, sau mă rog, majoritatea dintre ele, prin suferință. Prin suferință. Chiar îmi amintesc că acum vreo 10 ani de zile m-am gândit că niciodată nu o să fiu, nu, niciodată nu o să pot să fiu atât, nu, nu mi-am imaginat că pot să fiu atât de jos. Asta gândeam eu la momentul ăla, când eram jos. Jos însemnând nu mai am ce să pierd, nu mai contează. Da, asta a fost tot. Am o întrebare, Diana. De ce celelalte femei nu pot să accepte acest lucru? De ce nu pot să se pună în poziție secundară? Să devină feminine, Păi că sunt nu? programe multe din spate și eu am ajuns aici prin conștientizare și prin experimentare. Și mi-am dat Ai citit seama că cărțile? Ai citit cărțile? nu, nu. Te-ai uitat la Dar o video? să le comand. Da. De când ați apărut din pandemie, pot să spun că acum nu mai fac față de când ați înființat și al doilea canal. Efectiv, pendulez între cele două. Nu mai știu ce am văzut și ce nu am văzut. De fapt, ascultat. Da. Sunt de folos? Absolut. Absolut. Și întâlnirile unul la unul cu Gabriela, da, pentru mine sunt edificatoare. Și cu grupul, dar da, întâlnirile unul la unul sunt, ce să zic, vin, nu știu dacă funcționează neapărat empatia, dar mă regăsesc în multe lucruri și multe dintre situații. Cum ai ajuns aici la această cunoaștere? Pandemia a deschis cutia Pandorei. Cred, de mult. De când vă ziceam și aseară, am trăit în buclă.
am realizat că trăiesc în buclă și că, de fapt, bărbatul care a plecat din viața mea sau pe care l-am părăsit a fost înlocuit cu un altul care îi seamănă. Sau e mai rău decât, da, e mai mult decât primul. Că conflictele de la serviciu sau cu cei care intru în contact sunt mai grave decât erau înainte și tot așa. Și am zis exact că toți ceilalți, unde greșesc? E ceva ce se repetă și trebuie să aflu ce anume declanșează lucrul ăsta. Și de fapt, eu îi materializam, era ceea ce venea de la mine. Tu îi creai. Da, da. Te creat bărbații pe care ai vrut. E, absolut. Da. Frumos din partea ta că înțelegi aceste lucruri. Femeia, pe lângă neputințele pe care le are, are și o putere foarte mare de înțelegere care este uimitoare. Deci renaște, da, așa ca pasărea Phoenix din situațiile cele mai grele, deodată brusc, te schimbă complet, radical. Ce, odată cu înțelegerea, am căpătat și o pace și o liniște interioară, absolută. Și ceea ce mă descoper acum, chiar mă gândeam săptămâna asta, că acum vreau să ies din, simt nevoia să ies din pacea asta și caut noi provocări. Și asta, de exemplu, prin am început să caut un nou loc de muncă. Deci e prea bine, e prea liniște aici unde sunt și vreau provocări. Simt nevoia să ies din confort. Să evoluezi, da. Da. Să dezvolți. Da. Dar mea are multe capacități. Da. Da. Diana, să nu uitați să dați telefoanele la Gabriela. Am vorbit cu doamnele și o să trimiteți. Mulțumim. Da. Astăzi, după webinar, după ce o să închem, o să trimit toate contactele. Și să participați acolo la dezbateri ca să facem schimburi de experiență. Hai să vedem mai și celelalte, doamne. Da, Gabriela. Gabriela, este? Pare că este. Da, da. Sunt. Bună dimineața. Bună, Gabriela. Doamne ajută, domnul Marius. Eu sunt auzită bine, pentru că de când am dat drumul, eu am auzit permanent cu întreruperi. M-am gândit că poate fi de la cască. Am auzit bine? Întotdeauna de la cască, nu folosiți casca. Da. Te auzi bine, Gabriela. Nu puteam că se doarme aici încă în zonă, să zic așa. Am ajuns în Școala Iubirii printr-un prieten și colaborator în servicii. Și am ajuns aici deoarece... În care servicii? Serviciile sanitare sau serviciile... Medicale. Da, medicale. Medicale. Da. Am ajuns prin Claudiu Grădinaru. Îl cunoșteam de ceva ani și am avut o situație grea familială cu mama și sora, o situație foarte delicată, fix din vara lui 2020. Eu nu știam despre prezența dumneavoastră pe pământ, nu citisem nici cărțile, dar am fost de mică, prin natura, să spun, existențială pentru care am venit pe aici, am fost permanent, am simțit ghidarea de la bunul Dumnezeu și toată viața am căutat iubirea. Toată viața. Și a fost o încununare a acestei căutări, dar pe de altă parte recunosc că după, exact cum ne spuneți, că oricând, oricare dintre noi poate pica, eu picasem și picasem urât. Nu puteam să cred că știind atâtea sufletul meu și experimentând și împărtășirile atâtor oameni m-ar fi putut aduce în situația aceea și am chemat pentru îngrijirea mamei pe Claudiu și apoi Claudiu mi-a spus despre dumneavoastră și prima tabără despre care afla Claudiu că se va face, am participat în Brașov acum un an și vreo 3 luni de zile și am primit și mă întrebam tot timpul, Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc ție pentru faptul că l-am cunoscut pe domnul Marius Chitel și pentru împărtășirile care oamenii le-au făcut atunci. Și știți cum s-a întâmplat? Exact la un an, domnul Marius, în aceeași lună, în aceleași zile, ați făcut tabăra la București, despre care am aflat pe ultima 100 de metri, mi-am reprogramat totul și am reușit să vin.
datorită faptului că v-am cunoscut, că am ascultat binarile, că m-am împrietenit cu o parte din cei de pe Școala Iubirii, am început și eu să îmi revin. Și prezența dumneavoastră în viața mea este una divină, este puțin spus. Nu, la un moment dat voi simți cum pot să spun și cum pot să dezvolt în limba vorbită de oameni ceea ce este pentru mine. Vă mulțumesc și mă plec cu recunoștință și cu aleasă prețuire și atât. M-am putut ajuta mult mai mult pe mine, mult mai mult pe pacienți, toți pacienții vă citesc cărțile, toți pacienții ascultă binarii. A venit, deci ce era blocajul ăla, știți dumneavoastră că eu nu știam despre absolutizare complet, 100%. Și Florentina m-a ajutat să am, atunci când eu n-am știut că se va face binar, să am acel contact cu dumneavoastră, am întrerupt o consultație atunci ca să pot să vin la ora la care am fost chemată. Și în felul ăsta mi s-au limpezit multe. Apoi am început să citesc cărțile. E nevoie să vă fac cunoscut că au venit oameni, inclusiv că mă implic de 22 de ani și pe lucru cu cancere și în tumori. Și știți cum? Au văzut cărțile pe masă și au spus asta e nevoie să fac prima dată. Și apoi tratamentul. Și sunt rezultate, spre slava lui Dumnezeu, minunate. Minunate. Acum sunt în Botoșani, împreună cu Claudiu Grădinaru și încă un prieten și colaborator. Am organizat aici un târg naturist și de tratamente complementare și cu toate că știam că voi veni aici, m-am înscris în tabăra online, am înțeles unde greșesc, de n-am putut să vin în tabere, de două ori m-a oprit divinul prin ceea ce se întâmplă în casa mea, care e foarte greu, dar am înțeles că tot la mine este aruncată mingea în teren pentru a lucra și să schimb acolo, să ajut sufletele lor, pentru care m-am implicat de o viață, dar este așa cumva că toată implicarea mea ar ajunge la un moment dat zero barat, pentru că eu nu aveam conștiența că a iubi orice ar fi, adică orice ar fi înseamnă pur și simplu chiar să simți în toate structurile tale că ai devenit cârpă. Că oricum simțeam asta de mult, dar nu așa ca acum, adică cârpă, adică da. Și vă iubesc pe toți cei care v-am auzit și v-am cunoscut. Și eu am convingerea că vom putea împreună, uniți, să schimbăm, să transformăm, să alchimizăm, să ridicăm suflete. Că tare, 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 tare rău este când vezi oameni în depresii, în psihoze, în... Alea sunt cel mai ușor de vindecat. Da? Da, se vindecă, toate astea se vindecă prin slujire, prin supunere, prin a fi cârpă, cum ai spus tu, dar... Da, i-am învățat și pe oamenii unde le fac medicina muncii să-și ia voluntariate, adică cei care conduc să facă ceva, să dăruiască, exact cum ne-ați învățat. Adică nu că i-am învățat, că și ei eu vă citesc cărțile și vă ascultă binarile, dar de acolo am pornit. Că i-am întrebat că ce mai fac. Păi ce să mai fac? Că sunt obosit și nu mai pot să fac nimic. Și m-am și îmbolnăvit cu așa și nu am starea necesară. Și soția dumneavoastră ce lucrează? Medic pediatru. zic, da. Și le-am spus tot ceea ce am aflat. Că nu știam nici eu, domnul Marius, multe. Că eu lăuntric vroiam doar iubirea și că eram sigură că ăsta e parcursul existențial pentru om, doar iubire, pentru iubire și cu iubire și pentru a putea să ne câștigăm mântuirea. Eu habar n-aveam ce scrie dânsul Ilie Cioară în cartea aceea. Am rămas, hoai, deci... Deci tu vrei să fii o cârpă. Și erai o cârpă? Poftiți? Deci vrei iubirea, asta însemna că vrei să fii o cârpă. Pentru că asta am cam fost toată viața, dar așa cârpă, 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 ca acum.
Mai că pe ajung în rai. Da, da, să nu, să fim foarte, să fim trezi ca să nu devenim după aceea. Să strujești pe oameni până la capăt, înseamnă să fii o cârpă și numai atunci poți să iubești. Aceea este iubirea pură, absolută, a lui Dumnezeu. Iubirea divină nu așteaptă nimic și nu știe ce să facă ca celălalt să fie mai bine. E invers. Iubirea umană vrea să primească. Dar nu este vorba despre a primi, este vorba numai despre a dori. Uite ce zice Diana aici. Poți să citești, Gabriela? Da. Mulțumesc, Gabriela. Mulțumim, Gabriela. Apropo de a fi cârpă, în anul 2020 am lucrat un an ca infirmieră și am spălat WC-ul și după un an am primit un loc de muncă într-o instituție de stat. Ei, vezi? S-a încărcat cu energie subtilă. Deci noi nu avem această energie a iubirii. Nu știm cum se obține măcar. Adică evităm mai mult. Evităm, fugim. Fugim de această energie. Pentru că ni se pare că e ceva greu, umilitor, jignitor, rușinos. Îmi dai seama, e rușinos să fii alături de Arcaș. Ce chestie. Da. Asta de ce zice Hayat. Da, păi asta vreau să continuăm. Bună ziua! Bună ziua! Of, nici nu știu cu ce să încep. Am și eu foarte multe căutări în spate. Am fost și în foarte multe retreat-uri, tabere, pe emoțional, m-am lucrat, dar tot nu era bine. Nu era bine deloc. Și într-o seară mă rugam în suflet, nu mă rugam undeva sau la cineva, în suflet. Doamne, ce lipsește? Ce nu înțeleg? Ce nu fac bine? Nu e bine, nu simțeam că, nu știu, parcă cu orice om care intram în contact, aveam un orgoliu și încă este un orgoliu acolo la mine, că efectiv trebuia să-l calc pe omul ăla, adică indiferent cât de bună mă credeam, tot îl călcam. Și mi-am luat telefonul și mi-a apărut cartea Ce vor bărbații și ce vor femeile. Audiobook. Deci așa fix mi-a apărut. Și am avut un șoc. E fragment, să știi. Nu e carte. Este doar un fragment, nu e carte. Este carte. Nu, nu. Cartea e mult mai mare. Le-am cumpărat între timp. Am suferit un șoc. O săptămână n-am fost bună de nimic. Toată lumea m-a întrebat ce ai, ce ai, ce ai. Eram, zic, așa ceva. Am suferit așa un șoc intern încât nu mai puteam să deschid gura. Apoi am comandat cărțile și pe cele cu Rumi și am început să citesc. Am terminat Shangri-La. Acum sunt la frumusețe în dar și am zis să le iau pe rând. Și ultimele trei le-ai luat? Ultimele trei, cele care au apărut acum, nu le-am luat, urmează să le iau. Mi-am dat seama între timp că după ce am citit cărțile și am participat la... V-am ascultat în fiecare seară, vă ascult și îmi pun telefonul. Am simțit așa o bucurie. Bine că fostul soț... am divorțat, că l-omoram pe omul ăla dacă mai stă lângă mine. Deci l-omoram, efectiv. Și relația pe care o am acum este un tumult, dar este ce trebuie. Este ce trebuie. Bine, acum am înțeles, că până acum nu înțelegeam. Nu știam ce fac, ce nu funcționează. Și... eu sunt așa de emoționată, deci îmi vine să plâng. Hai spune și nouă, cum este în lumea musulmană, cum ar trebui femeile să se poarte sau cum se poartă acolo față de bărbat? Păi chiar mă uitam că eu sunt convertită la islam și el este tot musulman și ținuta mea pe stradă este acoperită. Hijabul nu-l port pe stradă, doar când merg la geamie. Și cu toate astea, cu vestimentația, sunt acoperită cu fuste lungi, largi, nu-mi las corpul. Probabilitatea este că părul, datorită faptului și mă machiez, dar nu foarte strident.
probabilitatea că aici mai este o problemă la mine, că îmi las părul și machiajul. Și cu toate astea vin prădători, chiar aseară am scris. Deci nu am o vestimentație și nici nu am intenția de a atrage pe cineva. Și totuși, ultima experiență pe care am avut-o, un coleg de serviciu, un medic, efectiv a pus mâna pe mine, m-a tras și direct a vrut să mă sărute. Cu toată divinitatea am venit să-i trag o palmă. M-am abținut, dar și nu înțeleg ce este în mine. Tot nu înțeleg. Vestimentarul chiar sunt pe islamic. Nu port pantalon, nu-mi scot formele la vedere, nu, într-adevăr, mă machiez și îmi las părul desprins. Păi hai să luăm ce ai făcut cu acest coleg de serviciu. Ai ascultat poveștile lui? Nu prea am vrut să-l ascult. Păi nu trebuia deloc să-l asculți. Nu vorbesc cu el absolut deloc. Mai m-a căutat, nu am vorbit absolut deloc cu el. Și nu prea știu foarte mult despre el, despre viața lui, că nu i-am dat curs discuției. Dar efectiv am rămas, m-a blocat în primă fază. Nu am putut să reacționez. Dar în interiorul meu am simțit o furie. Dacă reacționam din furia aia, mă manifestam cu o palmă direct. Păi merita. Să-l atac. Merita. Pentru că la dar nivelul de agresivitate divin, că al lui... Dar și întrebat. Da, dar era prădător. Era un divin prădător. La nivelul de agresivitate al lui merita o corecție la același nivel. Aici nu am dat, s-am pus și întrebarea seară, că am zis că dacă este divinul, cum mai respecti divinul ăsta? Dar nu este divin, este prădător. Acum am înțeles. Da, și de fapt îi faci bine. Pentru că el, dacă vede că merge, va înainta. Da, deci dacă e permis, va înainta. Nu. Are totul... Nu i-am dat curs la discuție, nu știu nimic despre el, nu am discutat. Doar ce spun ține. Și în lumea musulmană, că m-ați întrebat, pe mine m-a ajutat foarte mult, că eram, înainte de a intra aici, eram foarte mult pe eleganță, pe vestimentație, puneam preț extraordinar de mult. Mie mi-a adus un beneficiu uitându-mă la conduita mea. Aveam o extravaganță în mine. Cred că am venit la pachet cu ea și puneam și accent pe ea foarte mult. Să fiu atentă cu ce mă îmbrac, să punem foarte, foarte mult preț pe toate lucrurile astea. Și partea asta m-a muiat foarte tare pe vestimentație, pe să nu mai pun atâta preț. Și încă, în lumea islamică, este foarte mult respect și bun simț. Încă se... Deci încă femeia respectă bărbatul și invers. Da. Deci nu, acolo nu... N-am asta niciodată. Înseamnă că ne vezi învinge. Da. Înseamnă că Europa, Occidentul va fi musulman. N-ar fi rău. Știi de acum, pentru că Dumnezeu dă întotdeauna puterea celui care are putere interioară, care are curățenie sufletească. Nu am văzut nicio femeie acolo să se ridice asupra bărbatului. Și chiar, într-adevăr, îl pune la loc de cinste, îi pune masa, îi ia masa, îl spală, îl calcă. Deci nu se ridică vocea asupra bărbatului. Bine, până să vă cunosc, mamă, cât de proaste sunt astea, așa ziceam. Doamne, cât de proaste sunt, cum poți să faci așa ceva unui bărbat, dar cine este ăla? Așa le vedeam. Și acum îmi dau seama câtă frumusețe poate să fie acolo. Dar le-am judecat foarte mult înainte. Le vedeam prostuțe, rău, adică... Și într-adevăr au grijă de casă și de soț acolo. Ceea ce este foarte greu aici. De ce greu?
De ce greu? Pentru că vine educația din spate. Venim din familiile noastre și bagă noi mecanisme, sisteme și atunci funcționăm din ele. Dacă nu ne dăm seama, ne fac roboței. Și atunci funcționăm inconștient, nu realizăm. Și eu, de exemplu, am crescut, tatăl meu întotdeauna mă punea pe un piedestal față de surorile mele. Tu ești cea mai deșteaptă, ea învață cel mai bine. Atunci am intrat într-o competiție, nu știam la vremea, apoi am descoperit pe parcursul vieții că făceam orice ca să fiu bună pentru taică. Mi se iau numai note de 10, să fiu wow, să-i demonstrez că are dreptate. Și asta mi-a accentuat foarte mult lupta în exterior cu oamenii din jur. M-a ajutat și mai departe. Faptul că te vede diferită, mai bună. Da, mai bună, da, mai bună. Cea mai deșteaptă, cea mai wow, cea mai... Și m-a afectat. Te-a orgoliu. Da. Și de asta zic că... Ți-a adus despărțirea prima dată. Da, ce mi-a dat-o. Bine, m-a înșelat de două ori până am ajuns la despărțire. Peste prima am trecut. Și culmea este că amândouă m-au căutat acasă. Adică dacă nu afli, stai că-ți spunem noi ca să... Și peste a doua nu am mai putut să trec. Nu știam atunci. Și culmea este că după ce am divorțat cu fostul meu soț, avem o relație foarte bună. Ne respectăm. El s-a recăsătorit, dar ne respectăm foarte mult. Copilul crește când la el, când la mine, dar nu fără să ne dăm în cap sau comunicăm foarte bine, culmea este. Dar nu știu de ce am simțit să-l respect mai mult după ce am divorțat. Și acum că v-am întâlnit, am început să-l respect și mai mult și uneori mai ne trimite mesaje, ne mai sună, aveți nevoie de ceva, sunteți ok, sunteți bine, chiar dacă este căsătorit. Am o întrebare, nu puteai să-l respect și înainte? Păi nu, că eu eram foarte deșteaptă. Am înțeles. Deci femeile deștepte nu pot să respecte bărbații. Nu, eram foarte deșteaptă și eram un prost. Cel mai mare prost el era. Eu eram cea mai deșteaptă, eu le știam pe toate. Și omul, acum am înțeles și eu ce a făcut. M-am meritat pe deplin, adică bine mi-a făcut. Da, Dumnezeu l-a pus, nu e lucrarea lui. Da, și dintotdeauna am avut în mine chestia asta, noțiunea de familie și acum o am, în care îmi doresc într-adevăr o familie, să am un soț, să fie în casă, să fie lângă mine și viața mi-a dat numai... Fostul meu soț, chiar dacă mi-a dat tot, casă, căsnicie, copil, absolut tot, pleca în afară, tot nu era lângă mine fizic. Și acum relația în care sunt, este aici în țară, are job în țară, este în același oraș cu mine, dar la 15.000 de kilometri distanță, că e mama lui între noi. Deci dacă îl sună mami, e acasă, deci nu discută. Și tot nu este lângă mine, nici el. Și atunci trebuie să mă uit la dorința asta din mine. Da, să accepti ce ți-a dat divinul. Da. Nu am acceptat niciodată. Pentru că ai un model, un standard care ți l-ai produs, un model ideal și tinzi să-l atingi. Trebuie să renunți la acest model ideal, că este bariera. Da, l-am foarte bine rădăcinat în mine, exact, da. Adică să am un model în care am o viziune, da, într-adevăr, asupra familiei, să arate cum vreau eu. Da, aici e problema. Trebuie să n-ai nicio viziune. Încă este în mine atât de vie, este în mine această dorință, o simt atât de vie în mine și este... O viață întreagă poți să rămâi așa, din cauza ei. Dă-i seama? Vai de capul meu. Vai de capul meu. Deci divinul întotdeauna se face pe invers. Dacă vrei ceva din lumea aceasta, îți dă pe dos. E periculos este să vrei tu ceva. Din cauza asta trebuie să faci exerciții de genul să faci ce vrea celălalt și niciodată ce vrei tu. E un exercițiu ca să poți să ștergi programele și așteptările tale.
voia ta. În momentul în care tu nu mai ai nicio voie, atunci viața ta ți se schimbă într-o formă la care nici nu visai. Da, încă este orgoliu în mine. Asta se numește orgoliu, voia mea. Și așa de greu, așa de greu. Nu este nicio așteptare până la gând, nici măcar gândul să nu-l păstrezi, să nu cer socoteală, să nu chem la tine, să lași lucrurile, să-i dai libertate totală. Atunci divinul te va surprinde, pentru că tot ce vine de la Dumnezeu și este minunat, trebuie să vină în dar. Dacă nu vine în dar, nu e minunat. Tot ceea ce obținem noi cu forța noastră le vom pierde. Deci, da, l-am simțit. Da. L-am simțit. Mă uitam și la copil, că am o fetiță. Bine, după ce v-am ascultat și am înțeles că, într-adevăr, nu avem probleme cu răcelile, cu bolile. Și mi-am dat seama, după ce v-am ascultat, că datorită armoniei în care este între mine și fostul meu soț, ea este foarte ok și nu înțelegeam că toți mă întrebam, dar de ce nu răcește? De ce nu răcește? Nu mai poate sigur, să răcească, că răceala trebuie să scadă ție orgoliu. Dacă nu ai orgoliu, nu are ce răceală să facă. Da, toți îmi ziceau că sigur că tu ești farmacistă și sigur îi dai ce-i trebuie și spune-ne și nouă ce-i dai de imunitate și chiar nu-i dau nimic copilului. Și am zis, măi, nu-i dau nimic copilului, chiar nu... În ce localitate ești? În Cernavodă, lângă Constanța. Și în urmă mi-am dat seama, zic, Doamne, cât de frumos, cât de ce sănătate putem să-i dăm copilului prin respectarea bărbatului. Da, și un viitor fericit. Dar am făcut-o inconștient. Acum realizez, după ce v-am întâlnit, ce am făcut. N-am făcut-o conștient. Ce frumos! Inconștient am făcut-o. Mulțumesc, Hayat. Dacă poți să vii și tu prin tabără, te așteptăm. Da, vin acum, direct în tabără vin acum, pe 16, te abia aștept. Mulțumesc. Camelia, mulțumim. Mulțumesc. Mulțumesc. Camelia. Camelia, ești? Ne auzi, Camelia? Dacă nu, mai târziu. Da, da, da. Eu sunt curățat, dar tot. Sunt la muncă și curățeam cartofi. Cum ai ajuns la aceste cunoștințe? Da, m-au auzit? Da, da. Cum am ajuns? Dar nici nu mai știu, pentru că sunt ani de când vă ascult, de când vă urmăresc. Pun în practică, câteodată mai cad, câteodată mă ridic. Deci nici nu mai cred că de când ați început de la prima emisiune ați fost la Piatra Neamț, am impresia, acolo la... Uita cum o cheamă pe doamna. Da, la Angela Coșnete. Am toate cărțile, vă citesc, vă urmăresc. Da. Lucrez cu mine atât. Bine că cad, mai cad, să zic că le pot pune în practică continuu, că mai am căderi. Le conștientizez, dar nu mă pot opri. Nu mă pot opri. Cred că mai e de muncă. Dar din prima clipă când ați ieșit la televizor am știut, v-am recunoscut. A zis, wow, asta e. Se pune că nu mă așteptam să mă strigați. Camelia, nu te mai mișca. Da. Că bun. Se pierde semnalul. Da. Mulțumim frumos, Camelia. Gabriela, întrebări. Mă gândeam că mă întrebi pe mine cum am ajuns la învățăturile tale. Cum ai ajuns la învățăturile acestea? Eu am ajuns așa. Aveam un obicei să mă uit pe librările online și prin vibrație, ceea ce mă atrăgea, să-mi cumpăr cărți, pentru că îmi plac foarte mult cărțile. Și m-am uitat odată, m-am uitat de două ori și mi-a apărut de vreo 5 ori Shangri-La. Mă uit la autor Marius Ghidel, măi, cine e omul ăsta? Nu știu, dar m-a atrăgea foarte tare și atunci am hotărât să cumpăr cartea. Și a fost prima carte care m-a adormit și prima carte care o citeam și confirma anumite lucruri din tainele vieții și ale universului de Scarla Demetrescu.
Și mi-aduc aminte că după ce am citit-o, am strâns cartea la piept și am zis, Doamne, îmi doresc să-l cunosc pe omul acesta, pentru că omul acesta este un înger. Și m-am uitat la coperta cărții și mă gândeam, zic, ce mi-ar plăcea să pictez și-o pentru astfel de cărți. Și apoi, peste 2 luni, n-au trecut 2 luni și ne-am întâlnit la Zărnești și prin pictură ți-am arătat picturile mele, ți-au plăcut. Și așa am ajuns să cunosc învățăturile tale, după aceea toate cărțile pe care le-ai publicat, luându-le pas cu pas, am intrat în această colaborare să facem tabere împreună, să facem webinarii. Și de când ai apărut tu în viața mea s-a schimbat. Pot să spun că ești o mare binecuvântare pentru mine, în viața mea, pentru familia mea, pentru prietenii mei și pentru toate evenimentele pe care noi le facem împreună și îți mulțumesc pentru asta, prieten înger. Mulțumesc frumos! Da. Păi mergem mai departe, doamnelor, vă rugăm să mai treceți întrebări acolo pe chat. Apropo de munca de jos, că se scrie aici pe chat că un an de zile s-au spălat toalete și schimbat tempo și așa, și eu mi-am început viața tot așa cu muncă de jos, de la 16 ani am început să muncesc, eram picol la unchiul meu, spălam pe jos, măturam, spălam vase, spălam pahare, dădeam zăpada de pe terasă, că eram la munte, la pârte, de aveam niște bătături în palme ca un bărbat. La predar. Poftim? La predar. La predar, da, pentru că acolo am stat eu până la 22 de ani. Am lucrat și într-o spălătorie, le-am făcut pe toate, am fost și printre oamenii străzi, și dar tot timpul, și când eram în facultate, munceam în Austria în fiecare vacanță și acolo lucram la o pensiune și spălam și toalete, făceam camere, eram cameristă și la bucătărie, însă era o pensiune de familie, toți făceau curândul, adică și șeful spăla toalete și șeful spăla vase și mă punea și pe mine la bar și au fost foarte cum se cade, m-au integrat ca și când făceam parte din familia lor și m-au prezentat la toți prietenii și la familie și m-au plimbat prin toată Austria și prin toată Germania. M-am considerat binecuvântată pentru că ei erau uimiți, cum tu ești studentă, studiam psihologie atunci și tu vii și muncești și faci munca asta, adică cu atâta simplitate și cu atâta bucurie și pentru asta m-au apreciat foarte mult și m-au respectat. Și după toate aceste munci de jos pe care le-am făcut tot timpul, le-am făcut cu dăruire și cu care m-au călit, să zic, și m-au ajutat foarte mult și după copilăria pe care am avut-o, că am povestit și așa, și după șlăpuitoarea mea de diamante, mama mea, Dumnezeu mi-a dăruit o viață. Mama șlăpuitoarea de diamante? Da, mama mea este unul dintre cei mai talentați șlăpuitori de diamante. Îi mulțumesc pentru că datorită ei eu am putut să văd lumina sufletului meu și asta m-a ajutat foarte mult. Și după, cam până pe la vârsta de 30 de ani, așa să zic, am trăit toate experiențele astea și după aia treptat, de la 35, după aia la 40, viața mea a început să devină un miracol și este viața mea, este un miracol. Și am ajuns să fac ceea ce îmi place, să lucrez cu oameni, să lucrez cu copii, să pictez și mă simt binecuvântată. Deci iată că Dumnezeu m-a dus întâi acolo, jos, să vedem dacă fac față acolo, jos, ca să mă pună printre oameni. Și știu ce înseamnă și greul și ușorul, știu ce înseamnă și mult și bucurie și aleg calea de mijloc întotdeauna. Frumos. Bun. Păi mergem mai departe până vin întrebările pe ce. Un pasaj interesant aici. Lucrurile se precipită într-o căsnicie pentru că nu vorbiți, nu comunicați, nu vă arătați dragostea și nu veniți unul spre altul. Mai curând vă îndepărtați mereu. Când te superi și condamn, te îndepărtezi și faci o distanță ca să-l lovești. Ce treabă e asta? Când nu-i mai arăți iubire, de fapt îl ameninți.
tu nu știi ce greutăți întâmpină celălalt, pentru că nu vă deschideți inima și nu vă vorbiți, fiecare le ține pentru el până explodează. Este comunicarea un punct cheie în relații, Marius? Să comunicăm, să mergem unii spre ceilalți, să ne deschidem sufletul? Da, comunicarea în situațiile dificile, în sensul acesta. Dar comunicarea, de fapt, este unidirecțională. Femeia trebuie doar să întrebe ce să facă, pentru că asta înseamnă ascultare. Iar bărbatul, de obicei, nu este nevoie să îi dea socoteală, să... niciodată. Să facă, important ca bărbatul să facă ce vrea el. Atunci este, el este bărbat și el e apreciat de femeie. Și îl respectă, pentru că femeia respectă întotdeauna forța, puterea. De aceea e sensibilă la putere. Pentru că are programul ăla din spate de mii de ani, nu? Bărbatul a fost puternic și a dominat-o cu putere. Deci ea nu e, bărbatul nu are puterea, care are 20% energie, nu poate să o convingă de nimic. Că ea cu 80% energie și cu inteligența ei de computer cuantic, îl învârte cum vrea ea. Și poate să îl oblige să creadă ce vrea ea. Deci nu are niciun fel de șansă în fața femeii. Deci cu femeia nu poate cu argumente să o convingă. E îndărătnică. Și crede că are dreptate, pentru că 80% de energie așa cred. Crede că ea știe și celălalt nu știe. Că îl vede tăcut, că îl vede rezervat, că nu îl simte că nu poate să argumenteze și zice că este prost. Deci femeia, indiferent de nivelul ei de cultură, îl învârte cum vrea ea pe bărbat. Din cauza asta, bărbatul nu trebuie să acorde atenție, că va cădea pradă. Știi? Singur, de obicei am spus, bărbatul și femeia se întâlnesc doar sexual. În celelalte momente se aleargă ca șoarecele și pisica, câinele și pisica, cum vrei tu, și nu se acceptă deloc, nu se pot apropia unul de altul. Dar e bine și așa, asta este soluția. Bărbatul, problema este ca să fie iubit, el trebuie să fie dezinteresat sau ignorant sau indiferent față de femeie. Forța cu care el nu-i acordă toată atenția este forța cu care el se încarcă cu energie subtilă. Pentru că femeia doar îi ia din energie. Ia energie, este ca o gaură neagră și cum s-a orientat spre ea și vorbește cu ea, cum a început pierderea vieții. Nu poate să convingă nimic, nu poate să schimbe nimic la ea, absolut nimic. Femeia este ca o stâncă. Nu poate fi schimbată, nu se poate schimba în niciun mod. Doar să o accepți așa cum este și să-ți vezi de treaba ta. Asta este singura soluție. De fapt, ei nu pot să comunice. Pentru că sunt sisteme complet opuse. Femeia este orientată spre detalii, iar bărbatul e plictisit de detalii. Nu rezistă la detalii. Bărbatul privește în perspectivă și lucrează cu sinteze, este simplu. Este un om simplu, femeia este un om complicat. Complicatul nu se potrivește cu simplu, nu se resping. Știi? Și încă o să trebuie să fiecare să-și cunoască natura, să rămână în natura lui și că m-a întrebat ieri care ar fi soluția. Da. Fiecare să știe cum este cea și care sunt limitele. Și să nu-i ceară mai mult decât poate. Atât. Deci femeia să nu-i ceară să fie femeie bărbatului, că n-are cum. Nu poate să prelucreze atâta informație, nu poate să fie pe placul ei niciodată, pentru că ea mereu, uitându-se, fiind accentuând, absolutizând părți, ea mereu este nemulțumită de orice. Adică principiul ei de funcționare este nemulțumirea. Dacă îi faci îi satisfaci o dorință, va dori altceva, mereu mai mult, mereu mai mult. Și nu are capăt. Deci bărbatul trebuie să înțeleagă că pe direcția asta nu poate să meargă niciodată. Din contră, o învață așa, după care ea, chiar dacă are și luna de pe cerul aia acasă, are stabilitatea maximă, un bărbat frumos, copii frumoși, siguranța vieții, are tot ceea ce vrea, bani, orice visează, și atunci nu e bine.
Pentru că nu trebuie să fie bine, trebuie să înțeleagă că nu are cum să fie bine, că o energie aia mare mereu va vedea altceva mai bun. Ceva mai bun, o viață întreagă. Deci ea dorește de fapt o instabilitate mult mai mare. Deci bărbatul greșește că încearcă să-i dea stabilitate și siguranță, are impresia că asta dorește ea, dar în momentul în care ea primește acest lucru, se dereglează. Deci vrea o instabilitate și mai mare. Deci ea vrea suferință. Întotdeauna ea caută o suferință. Pentru că suferința îi provoacă acea putere pe care o are de calcul. Deci suferința îi dă situații variate, ea mereu vrea ceva nou. Și suferința aceasta îi satisface această dorință de o putere mare de prelucrare. Aici e problema ei. Are o putere foarte mare. Este un computer cuantic, diferența față de bărbat, care este un computer Pentium 4, care de-abia merge, mai și cade de câteva ori, e prea simplu și nu poate să prelucreze informație mare, cantitate mare de informație, se plictisește. Deci sunt ireconciliabili. Trebuie să înțelegem că cele două naturi nu se potrivesc. Nu, niciuna nu are de-a face cu celălalt. Decât se tolerează. Și trebuie, ca să se tolereze, fiecare trebuie să-și cunoască limitele. Femeia să nu se ducă peste el să încerce să-l controleze, că nu are cum. El este simplu, e diferit. E total diferit. Nu poate să-l învețe nimic la fel pe bărbat, iar bărbatul nu poate să învețe nimic pe femeie. Este închis. Ei, de fapt, nu pot să comunice. Ei comunică doar pe lucruri concrete. Că ai avut grijă de copii, n-ai avut grijă. Ai cumpărat aia, n-ai cumpărat aia. Deci pe lucruri concrete. Ai pus benzină, n-ai pus benzină. Atât. Pe lucruri concrete. Ei nu pot să comunice principial. Nu se potrivesc. Principiile celor doi sunt diferite. Bărbatul este conservator, femeia vrea aventură. La orice vârstă, bărbatul trebuie să înțeleagă că este în pericol. Oricând poate femeia să se ducă în altă parte și să-l trădeze. Femeia e ca Iuda. Îl bârfește pe la spate, îl critică oricând, când ceva nu-i convine, gata, l-a terminat. Și el nu știe că atunci începe să-i atace câmpurile și el se va simți atacat și va căuta în altă parte. Bărbatul caută energie. Deci el are nevoie să fie încurajat, susținut, apreciat, iubit, tot timpul, toată viața. Dacă femeia nu face acest lucru, nu-i mai dă energie, el decade și simte că nu primește energie. Atunci ea ori s-a dus în altă direcție, ori s-a plictisit de el. Deci asta este, din cauza asta, soluția ideală ca ei să rămână împreună pentru binele copiilor este să păstreze o distanță unul față de altul, bărbatul să se uite la viața lui și să nu stea concentrat pe ea mai deloc și să fie atent să nu-i aducă bunăstare în casă, pentru că se termină atunci totul. Pentru că femeia va vrea o plăcere mereu mai mare și o împinge spre alte direcții. Singur face lucrul ăsta. Deci femeia în care bărbatul este ignorant, se duce să joace table sau se uite la filme la Netflix sau să bea bere cu prietenii și nu ajută deloc, numai acel bărbat o iubește, pentru că îi distruge toate speranțele ei de viitor și îi dă posibilitatea să-și consume energia. Ea are o energie foarte mare și atâta timp cât ea face de toate, de dimineața până seara, ea își consumă această energie și atunci căsătoria rămâne unită. Deci culmea de pe lume. Deci un bărbat care este ignorat, numai acela este iubit.